Bună ziua și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să încerc să vă fac o mică demonstrație și mai ales un calcul real privind consumul de curent al Daciei Spring. După cum vedeți, am pus mașina la încărcat și o să notăm anumite valori de curent și la sfârșitul perioadei de încărcare vom calcula și vom vedea dacă energia pe care mașina a primit-o este aceeași cu energia pe care o vom vedea la contoarul aflat aici în garaj. Știți că v-am mai spus într-un vlog anterior că ăsta a fost și scopul pentru care am montat acest contoar, pentru a vedea care este consumul la o lună, la o două luni, la o săptămână, dar vreau să verific, nu am mai făcut-o până acum, vreau să verific care este cantitatea de curent care a ieșit din contoar și s-a consumat, dacă este reală cu cantitatea de curent care a primit-o mașina. Așa, acum uitați. Deci mașina se află la încărcat, contoarul, haideți să dau aproape să se poată vedea, vedeți, deci mi-arată 52,15 kW. Deci această cantitate de curent o vom nota, deci 52,14 kW. Deci aceasta este indexul actualmente al contoarului. Deci din momentul în care mașina se află la încărcat. Bun. Mergem la mașină și o să vedem cât trebuie ca ea să fie, cât curent îi trebuie. Deci la bord îmi arată 45%, deci îi trebuie 55% ca și procent, dar vom vedea, deci autonomia acum este de 83% ca și paranteză, și vom vedea la sfârșit și vom face și un calcul să vedem în acei 55% cât curent a intrat în mașină, vom socoti concret și după care vom citi și contoarul și vom vedea dacă coincide cantitatea de curent care a ieșit din contoar cu cantitatea de curent care a intrat în bateriile mașinii. Deci asta este index contor. Da? Bun. Să facem un prim calcul. 45, deci 5, bateriile mașinii la o încărcare de 100% au 27,4 kW. Deci 27,4 kW împărțit la 100, asta înseamnă 0,27, deci 1%, deci 1% din baterie, așa să se vadă, reprezintă 0,27 de kW. Deci baterie, da? Baterie. Bun. Noi acum avem în baterie
45%. Deci, la data, la ora la care am pus mașina la încărcat, avem 45% în baterie. Așa. Asta reprezintă, acum să calculăm, 45 înmulțit cu 0,27. 12,15 kW. Deci 45% la acest moment înseamnă 12,15 kW. Normal, 55% ar însemna să fie diferența până la 27. Iar noi vom vedea dacă. Deci haideți să facem 55% trebuie de încărcat. Asta reprezintă diferența. Deci, diferența fiind 27,4 minus 12,1. 15,25. Bun. Deci, asta este cantitatea de curent. Deci 15, sper că se vede aici, că eu nu prea văd pe cameră, dar se vede. Cred că se vede. O să mai explic o dată dacă e. Deci 15,25 de kW mai trebuie să intre în baterie pentru a fi 100%. Deci vedeți, am făcut aici ca să fie 100%. Haideți să facem repede o recapitulare. Am pus mașina la încărcat, contoarul mi-arată 52,14 kW indexul în momentul în care mașina a început să se încarce. 1% din baterie, bateria are 27,4, înseamnă 0,27 de kW. Acum mașina are 45%, v-am arătat în bord, în baterie curent, însemnând 12,5. Urmează încă 55% procent pentru a ajunge la 100%, ceea ce înseamnă că îi trebuie o cantitate teoretică de 15,25 de kW ca să ajungem la acel 27,4 kW. În momentul când bateria va fi 100%, reiau filmarea și o să vă arăt contoarul și bordul 100%. Și atunci vom face diferența și vom vedea dacă e realitate și dacă cantitatea de curent care a ieșit din contoar și care de fapt s-a consumat, clar, este cea care a intrat în bateriile mașinii. Au trecut aproximativ 7 ore, timp în care springul a stat la încărcat și la acest moment o să și vă arăt bordul. Uitați, e încărcat 100%. Bun, deci încărcarea s-a efectuat. Iar acum o să vă filmez contoarul, deci care, cât a fost consumul, cred că se vede, 67,88. Deci avem 67 index. Deci 67,88 kW index nou. Bun. Am avut 52,14 kW. Facem scăderea, 4 din 8 e 4, 1 din 8 e 7,
2 din 7, 5, 5 din 6, 1. Deci, au intrat în bateriile mașinii 15,74 kW. Iar noi, iar calculul nostru care l-am făcut înainte de a pune mașina la încărcat, ne spunea că trebuie să intre 15,25. Deci e un plus de o jumătate. Deci calculul este aproape, aproape perfect și realitatea este confirmată. Curentul care intră, care este înregistrat în contoar, este aproape, aproape de realitatea pe care ne-o dă și bordul și calculul nostru. Nu-l mai repet, l-am specificat mai înainte acest calcul. Mașina avea 45% baterie, a trebuit deci 55% să mai fie încărcat. Mai trebuiau 15,25 de kW și a intrat 15,74. Deci ea fiind la jumătate, deci încărcarea s-a făcut doar aproximativ un pic mai mult de 50%. I-a trebuit curent. Deci concluzia care este că la o încărcare de la 0 la 100%, după calculul nostru, ar fi cam un kilowatt în plus. S-ar pierde, ar fi ca și pierderi. Cam astea, asta a fost scopul vlogului de astăzi, în care am vrut să fac o verificare dacă curentul care îl înregistrează contoarul de la mine de aici din garaj corespunde cantitatea de curent cu curentul pe care îl primește mașina. La o încărcare de 100% vom avea o pierdere de aproximativ 1 kW. Până la o nouă întâlnire pe canalul Cristi prin România, eu vă urez o seară plăcută, multă sănătate și să ne vedem cu bine!